Salut, eu sunt Alex Popa, astăzi mă aflu în Istanbul. Vremea nu prea ține cu mine, dar vreau să-ți arăt ce poți să cumperi cu 10 euro în Turcia. Haide! Din nou, ca în videoclipurile anterioare, o să spun că Turcia nu folosește moneda euro, ci lira turcească. Iar lira turcească, în momentul ăsta, valorează undeva la 9 lire pe 1 euro. Deci 10 euro vor veni 90 de lire. Așa că hai să cheltuim aceste 90 de lire pe ceva în Istanbul. Bineînțeles, poți să-ți începi dimineața cu o cafea, nu contează dacă e turcească, oricum e bună. Să ții un simit, este o gustare foarte bună, este pur și simplu un covrig. Am dat 4 lire pe el pentru că am vrut să-mi pună brânză topită. Le găsești peste tot în Istanbul, sunt foarte, foarte mulți oameni care vând covrigi. Pentru 23 de lire pot să-ți cumperi un Iskender kebab, care este kebabul meu preferat. 23 de lire vin undeva la în jur de 3 euro, poate mai puțin 2 euro jumate chiar, și 5 lire un ayran ca să te ajute, bineînțeles, la digestie. În total, 28 de lire. Hai să mâncăm! Păi, deci kebabul ăsta este incredibil. Jos este pâine, acoperită de carne, acoperită de sos de roșii și cu iaurt în combinație. Toate astea e făcută din oaie. Delicios! Dacă ești amator de carne de oaie, știu că mulți oameni nu mănâncă, dar e delicioasă, frate. Vino în Istanbul și poți să mănânci câtă vrei tu. Restaurantul se numește HD Iskender și îl găsești cam peste tot în Istanbul și în Turcia. Este o franciză. Poftă bună! Istanbulul este foarte ieftin, nu mințeam, deci pentru 3 euro poți să-ți iei un desert pe cinste. Uite! Un mix de baclavale, 2,50 euro și 50 de cenți, un paharel de lapte cald, foarte, foarte ieftin. Restaurante pentru baklava le găsești peste tot, dar ăsta este puțin mai select, adică e posibil să le găsești și mai ieftine de atât. Bun, am plecat de la hotel, am trecut din Europa în Asia, ne-am urcat în autobuzul expres care face o oră, privet, până la aeroportul Sabiha Gökçen, care este în partea asiatică, n-am fost niciodată pe aeroportul ăsta. Am auzit că este destul de mare, dar de acolo o să luăm cu Pegasus Airlines, zburăm în Kayseri, din Kayseri transport până în Capadocia și de acolo vedeți voi. Autobuzul costă 14 lire, care vine undeva la 7,50 lei. Decent. Istanbul a fost super fain, a fost exact cum îl știam, e a patra oară când vin doar în Istanbul, dar acum vreau să mergem în Asia să vedem cum este Capadocia și de acolo, nu știu, o să-mi fac planul când ajung acolo.
Bun, am ajuns la aeroport, este ora 1:35, la ora 4:35 avem avionul. Am venit cu 3 ore înainte, dar tovarășul meu, Sasha, din Rusia, mi-a spus că are o intrare gratuită pentru 2 persoane la lounge-ul de business din aeroportul acesta, care nu este chiar așa de mic cum mi-am imaginat. Deci 3 ore putem să mâncăm și să bem în lounge dacă nu este închis. Hai să vedem, dar mai înainte să-mi bag bagajul la cală. They took your baggage off. Am făcut check-in, n-am văzut în viața mea boarding pass-uri mai subțiri decât astea. Aeroportul este al doilea ca mărime din Istanbul, dar totuși este mai... wish you see the boarding gate. Ok, never mind. Dar este mult mai mare decât aeroportul din București, surprinzător. N-am văzut în viața mea boarding pass-uri mai subțiri, am zis, pentru că sunt făcute de hârtie, nu sunt de carton, uite cum flutură. Dar, până la urmă nu-l păstrez o viață. Adică vreau să spun că nu o să-l folosesc mult timp. Acum îl dau, mi-l rupe și gata. Ce vreau să zic, bagajul ăla îl am de foarte mult timp și sper să aibă grijă de el. Hai să trecem de poartă, de security și atât. Vedem dacă ne lasă în lounge. După ce am mers pe la coadă și am stat vreun sfert de oră la controlul pașaportelor, ne-am zis că nu, dumneavoastră aveți plecare domestică, deci trebuie la poarta cealaltă care este mult mai încolo, mergi înapoi. Acum am găsit aici. Aici trebuia de fapt să ajungem și e mult mai puțină coadă. Adică mă întrebam și eu, bă, de ce? Hai că mi-a zis un arcada și îmi dă ăsta de aici că nu am voie să filmez la security. Am trecut și de security de 2 ori scanați. Foarte mișto, îmi place când e securitatea asta. Ce am altceva, nici nu mai țin minte ce vreau să spun. Da, ziceam că când am ajuns acolo mă întrebam, bă, de ce mă controlează la pașaport dacă eu plec în aceeași țară? De fapt, greșisem. Acum trebuie să stăm undeva 2 ore și 3 ore până pleacă zborul. Sunt puțin entuziasmat că n-am mai zburat în viața mea cu Pegasus Airlines, dar sper să fie chill. Prima oară pentru mine la un lounge business. Am mers la toaletă pentru că acolo trebuie să facem puțină liniște, dar întrebarea mea este cât de șmecher poate să fie. Nu știu cum o să-l întreb ceva. Cred că e și la noi în România, dacă ai un anumit card de călătorie, ai gratuit în business lounge. Știu persoane care au mai făcut asta, dar mi se pare mișto. Aici o să stau, o să mănânc pentru că n-am mâncat nimic azi dimineață și deja este ora 2 și o să mă amețesc puțin ca să-mi iau puțin curaj, puțin mai mult curaj ca să zbor cu avionul. Hai să vedem cum arată lounge-ul. Pentru că am uitat că suntem într-o țară musulmană, nu există alcool în afară de bere FS aici în lounge. Deci nu există whisky, nu există nimic tare. Păcat, dar o să încerc să mă amețesc puțin din FS. Bun, am luat o Coca-Cola Zero, nedată acâmule, un desert, șervețe, nu? Ceva sos și mâncare. Sandwich, ceva salată și ciocolată. La lounge a fost super mișto, acum mai sunt 30 de minute, 25 bine până ne îmbarcăm și merg la poarta 208A. O experiență super mișto, dar acum cu pandemia cam foarte
nu exact așa cum așteptam. De exemplu, nu avea destul alcool. Dar nu contează, data viitoare. Attention, please. It goes to say your lines. Flight number P-C. Thank you very much. Urcat în avion, este Airbus, super mișto, am loc la geam random, m-a dat fără să plătesc și Sasha lângă mine, fără să plătesc, fără plată și sunt puțin speriat, dar hai că trece, 1:45 avem până în Kayseri, după care transport de acolo la Capadocia și o să închid acum filmarea, ne vedem când aterizăm, pa, pa!